Alertă în județul Timiș, un bărbat amenință că se aruncă de pe o pasarelă, iar negociatorii se chinuie de ore bune să-l convingă să renunțe la gestul extrem. Traficul în zonă a fost blocat tocmai pentru a facilita intervenția autorităților. Polițiștii au fost sesizați de faptul că un bărbat în vârstă de 50 de ani se află pe pasarela la centurii municipiului Lugoș și intenționează să se arunce în gol. Imediat la fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție, pompieri, salvare, dar și negociatori. Traficul a fost blocat pe drumul care leagă municipiul Lugoj de Timișoara pentru intervenția autorităților. În zona a fost montată o saltea de mari dimensiuni, iar negociatorii se chinuie de ore bune să-l determine pe bărbat să nu facă vreun gest extrem. Bărbatul a fost identificat de forțele de ordine și au constatat că este din județul Bacău. Nu se știe însă de ce a decis să facă acest gest la sute de kilometri distanță.